Este foarte important să fie respectate procedurile, dar mai mult și mult mai important este ca oamenii să fie informați, personalul medical, întreaga populație să fie informată că acest vaccin are toată încrederea și toate elementele de siguranță pentru a fi administrat, că în cadrul Spitalului Militar, de exemplu, din aproximativ 80% din personalul medical și administrativ și-a exprimat dorința de a fi vaccinat, că am început ieri doar cu 20 de vaccinări pentru că a fost prima zi și pentru că a trebuit să ne reglăm anumite aspecte, dar că vom continua și în maxim o săptămână Spitalul Militar Central va încheia activitatea de vaccinare. Foarte important este ca oamenii să fie înștiințați și să se facă și rapelul. Deci este foarte important cea de-a doua doză să fie făcută la timp. În ceea ce privește Spitalul Militar Central și personalul Spitalului Militar Central, transmitem tuturor un mesaj de încredere. Aveți încredere în acest vaccin?